Atmosferă de mare meci la Ploiești. Chiar dacă șansele de calificare au fost puține, publicul, dar și jucătorii, s-au luptat până la capăt. Laudrup și Contra au fost în atenția copiilor care le-au solicitat poze și autografe. Soția lui Cosmin și soacra au urmărit meciul împreună. Doroftei a venit cu familia, iar unele doamne s-au aranjat cu peruci galben-albastre. Juniorii lui Hoban și Bornescu au trăit meciul intens și s-au bucurat că părinții lor au participat la spectacol. Îmi pare rău că nu am înscris să pot să ajut la o calificare. Dar asta este, avem de învățat din acest lucru și sperăm ca pe viitor să ne calificăm. Fanii nu l-au uitat pe Gicu Grozav și au transmis să aibă parte de un viitor grozav. Incert în opinia lui Răchită, care știa că acesta nu mai pleacă la Grosnei. Fostul manager al clubului spune că s-a simțit la meci ca în Anglia, la fel și de Guzman, internaționalul olandez al lui Swansea. Atmosfera senzațională, tipic britanică, mă bucur că Petrol a reușit să câștige contra unei echipe de Premier League. Se pare că nu mai pleacă. Și bine pentru Petrol. Poate va prinde după meciul de echipe naționale un transfer și mai bun. A fost o atmosferă senzațională. Fanii Petrolului sunt foarte buni. Au cântat de la început până la sfârșit, așa că a fost foarte frumos.